Dumnezeu prin proroci a vorbit poporului spiritual, adică adunării a din timpul de, de după Hristos încoace, adunării lui. Dumnezeu s-a folosit de poporul Israel, acel firesc din timpul cele, ca istoriile și evenimentele de atunci să fie o învățătură spirituală pentru noi, cei din ultimele timpuri, așa cum spune Apostol Pavel și la Corinteni și la Evrei. Dacă nu crezi că Dumnezeu, prin toți proroci, prin toți, inclusiv și lege, desigur, s-a adresat bisericii din ultimile timpuri, adică nouă astăzi, atunci nici nu are rost să-i citești, nu are rost să citești și în final este că Dumnezeul lui Israel nu este Dumnezeul tău și aceasta nu este o glumă și aceasta nu este o aberație, nu este o exagerare măcar. Este un absolut un adevăr crucial, fiindcă același Dumnezeu care este în Geneza, în lege, prin proroci, același este și în lucrarea a Domnului Iisus și în Apocalipsă. De aceea el nici de cum nu trebuie separat. Și scrierile prorocilor sunt adresate poporului spiritual în primul rând, chiar dacă ele aveau înțeles și poporului firez din timpurile celea.